Hei, salut și bine am regăsit la un nou episod de Roblox Driving Empire. Încă un episod astăzi. Pentru că am zis că, bă, hai să nu las decât episodul ăla de Greenville. Astăzi o să facem această Honda Civic la 43.000. Mașina de noul update. Stați să mergem în dealership și să o vedeți. Și să vă arăt și statusurile ei. Deci, bun, aici în listă. Uitați-o. 1998 Holiday Civica. Eu prima oară am crezut că s-a băgat Silvia, dar... top speed-ul e de 234 de kilometri. Handling-ul e destul de bunicel. Și accelerația 0-100, 6,6 secunde. Prețul 43.985. Și aș putea denumi acest episod cum că construim o mașină de săraci, pentru că, sau mă rog, o mașină de buget, pentru că asta chiar e o mașină de buget. Puteți să câștigați o cursă pe primul loc de la cross country sau de la circuit și puteți să vă cumpărați mașina asta. Și dacă vreți, puteți să mai faceți bani să vă faceți modificări pe mașină. Ignorați gomotele, nu știu ce are mouse-ul. E stricat puțin. California vă dă numerele astea vechi. Deși nu înțeleg de ce doar pe mașinile astea mai vechi te lasă să pui și din alea de California și din alea de Mississippi și din astea de California doar că cu albastru. Habar n-am. Hai să pornim nițel mașina. Să auziți și voi cum se aude. Ați auzit cum pornește? Da, să dau mai tare. Auziți cum pornește? Vum, 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 vum. Și usturează. Mamă, da, ce bine s-au testat. Încă o dată. Și asta este singura mașină din Driving Empire cu tracțiune față, care vine stock. Mi s-a blocat mouse-ul. Așa. Opa. Volan pe dreapta. Zici că e ceva o muscă. Musca, misca, Mickey Mouse. Bun. Hai să o lăsăm joasă. Momentan. Doar atât ai facem pentru un moment. Și hai să vedem aici, la exterior, cum o facem. Mă gândeam la ceva în galben, să o fac. Și niște jante, să le las culoarea asta, doar că ceva jante mai mișto, așa. Nu știu, parcă aș vrea ceva jidime. Parcă astea sunt frumoase. N-am să zic nu. Dar astea mai. Și astea sunt frumoase. Nu știi ce? O să rămânem pe Vortex T15. Mamă, dar cum mâncați-aș gura ta. Așa, interiorul lăsăm așa. Aici punem pe galben. Deja îmi place cum arată. Hai să facem ceva mai închis, totuși. Hai mă, că eu zic că e bine. Și după cum ați văzut din thumbnail, o să lăsăm mașina asta jos. Mă rog, o să o lăsăm așa cu camber.
să fie treaba, treaba. Așa. Eu zic că e ce trebuie. Lăsat așa puțin camber, eu zic că e ce trebuie. Ia ziceți, mă, arată bine? Eu zic că arată bine. Cumpărăm. Și încă n-am terminat la aspect. Vreau să îi pun... Ok. Vreau să îi pun ceva în temă cu mașina. Adică să fie galben. New York, nu... New Jersey. Hai să punem New Jersey. E? Hai mă, că eu zic că e ceva de treaba ei. Bun, hai să-i punem aici, să o modificăm. Nu, supercharger, că nu-mi place cum urăie. Bă, în realitate sună mai bine superchargerul pe mașină, dar bă, în jocuri... Și vreau să o facem de drifturi, pentru că... Ce GDM-ul ăla care nu-i dă drifturi, mâncați-aș gura ta. Bun, nu știu dacă o să o facem tracțiune în spate, să vedem rezultatele, după aia o facem. Bun. Hui! Opa, stai că are puțin nervi mașina asta. Bă, îmi place mașina asta, adică... Tracțiune față! Mă, că e bun și pe tracțiune față. Bă, dar n-avea... N-are cumva crom? N-are crom. Știți ce? Hai să îi punem Insane Grip Tires, pentru că nu vreau să-mi alunece. Dar totuși cam să simte așa cum trage mașina asta. În interior nu prea se vede bine volanul. Pe 5 linii, că pe... Că pe două linii se vede foarte bine volanul pe mașina asta, dar... Ia, deci, cât prinde stoc? 260? Bă, eu i-am făcut... Bă, s-a schimbat ceva la mașina asta sau nu s-a schimbat nimic? Ia stați puțin. Hai că... Hai că am înțeles, nu putem să intrăm cu mașina asta în dealership dacă e. Am înțeles. Ia stai mă, mașina asta cât prindea stoc? Mi se pare că 240 și ceva. Nu, 234. Păi și ea prinde 260 de kilometri pe oră. 260 și ceva, fără nos. Dă-ți-vă, bă! Mamă, ce mișto să vede! Dă-ți! Deci 260 fără nos și cu nos. Aproape 300! Băi, nebunie mașina asta! Aproape 300 la oră. Păcat că nu putem să-i vedem motorul. Dar 300 la oră, aproape, cu o Honda Civic.
Bă, cred că asta e cea mai rapidă. Cred că asta e cel mai rapid Civic pe care l-am făcut, mă rog, în lume. E nebunie mașina asta. Și nu îi schimb eu tracțiunea pentru că vreau să o las așa stoc pe tracțiune. Chiar e mișto mașina asta. Să scrieți în comentarii ce mașină doriți să facem și... Na, o să facem. Nu. Vreau să văd dacă merge să fac drifturi cu mașina asta. Vreau să încerc să fac de drifturi. Ia stați-mă puțin că o să avem 3 mașini de drifturi. Ia stați. Deci, tires, punem slippery. Și la ăsta punem așa. Nu o contează bani, oricum las că mai fac eu bani. Ia să vedem, mă. Mamă. Opa! Opa, stai că mi-am fugit de spate. Bă! Bă! Mamă! Bă! Ce, mă? Nu te cred că asta merge de drifturi. Nebunie, bă, cu mașina asta. Nebunie absolută. Mamă. Bă, băieți, dacă doriți încă o mașină de drifturi, uitați aici mașină de drifturi. N-o fie foarte ieftină, adică nu costă ea 32.000 cum costă BMW-ul ăla. Dar, bă, e și asta bună pentru drifturi. Opa! Dar totuși, nu trebuie să dai foarte mulți bani pe ea, adică doar nu mor dacă dai 40 și ceva de mii pe mașina asta. Mă, bă! Mamă! Face drifturi nebuna asta. Mamă, dacă nu era, dacă era să intru puțin mai bine, nu cred că loveam bordura și ieșea foarte. Ieșea de un nivel foarte. Mamă! Mașina asta e o șmecherie, frate. Și o să mai facem jidime. O să mai facem mașini din astea jidime. Doar că... Opa! Oh my god, bă, dacă intram aici mai încet, puteam să fac un drift destul de șmecher. Avem 15 mașini, mă rog, am 15 mașini, un nou record pentru mine. Adică, pentru mine, e prima oară când am 15 mașini în jocul ăsta. Am mai avut eu vreo 3, 4, 5, dar, bă... Niciodată n-am crezut că o să am 15 mașini în jocul ăsta. Dar, na.
Păi da, cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și noi ne auzim pe data viitoare. Pupu!